Un exemplu concret se regăsește chiar în acest moment la Spitalul Județean din municipiu. După spusele medicilor, aici se află internat un pacient care nu are unde să locuiască. Bărbatul nu ar mai necesita îngrijiri medicale, el fiind vindecat, însă nu poate fi aruncat în stradă de către personalul medical, așa că singura soluție, momentan, este să mai rămână o perioadă la spital. Nu putem să dăm niciun om care este internat și chiar dacă nu are asigurare în stradă. Avem cazuri concrete. Dacă vreți, acum la cardiologie avem un pacient care a fost evacuat din casă în urmă cu 4 luni și el, din punct de vedere medical, poate fi externat. Numai că nu avem unde să îl dăm. Aproape 60% din spitale prezintă diverse nereguli, dar raportarea eronată a cazurilor tratate la secții de chirurgie în care se fac 10 operații pe lună este de părere chiar ministrul Sănătății, Eugen Nicolescu, conform Mediafax. Există preocupare și a Ministerului Sănătății și a managerilor de spitale pentru a stabili un număr optim de paturi în sistemul de sănătate, număr care să corespundă nevoilor asiguraților și care să consume cât mai judicios banii caselor de asigurări. Astfel, în ceea ce privește rata de utilizare a paturilor, peste 75% din secțiile din fiecare județ sunt subutilizate în diferite grade sub rata optimă de utilizare de 80%. De exemplu, la endocrinologie, rata de ocupare a paturilor la nivel național este de 60%, în spitalele municipale fiind de numai 45,6%. Anul trecut, numărul de paturi contractabile, deci care au intrat în contract cu casa, au fost 818 pe DRG pentru acuți și 260 pe cronici. Ministrul a mai spus că în urmă cu 3 săptămâni l-a solicitat managerilor de spitale ca până la data de 5 februarie să trimită propriile planuri de reconfigurare a spitalelor, în care să urmărească asigurarea serviciilor medicale la un standard de calitate, echilibrarea cheltuielilor de funcționare a spitalului între cele destinate medicamentelor, materialelor sanitare, salariilor, utilităților și utilizarea optimă a numărului de paturi.